Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu, băieții. De data asta facem un videoclip și reacționăm în același timp de joc eu, da? Deci nu reacționez la acest game, la un gameplay anume sau o chestie. Joc acum noul Battle Royale care a ieșit acum pe 27, da? Blood Hunt, care are... A, deci poți să-ți alegi, mă, frate, mă, puteri saboteori sau sabotaj, chestii șmecherii. Cu mai mulți, cu mai multe feluri de tipuri sau tipe, chestii de vampiri sau tot mai departe, na? Cu puteri supranaturale, cu chestii, cu viziuni, cu poți să sugi sânge de la oameni, uite, asta e plină de fluturași și chestii de ăștia. Bun. Este un Battle Royale. Pe Steam gratuit și bănuiesc și pe Epic Games și pe PlayStation Store e gratuit și pe Xbox Live și da? Descărcați-l, probați-l și voi. Bănuiesc că mulți dintre voi deja l-ați probat, știți care e treaba. Este un joc foarte rapid. Skill-ul, nu știu, bănuiesc că prin puterile astea, cum le folosești, când dai timing-ul și chestii mai departe, sar peste căsuțe, slide-uri, șmecherii, sari în aer, nu știu, fiecare are puterile lui, da? Sniper, avem pistoale. Cum vedeți, eu pot să pe X marchez și văd loot-ul de pe jos sau cel puțin asta cred eu, nu? Plus oamenii și grupa sanguină și tot mai departe. Și pot să sugi pe acolo. Da. Așa că e ce este un crossbow, nu avem nevoie, nu știu ce armamentul ăsta în mâna mea. Și aici am un snipet, un sniper. Bun, după cum vedeți, sar pe clădiri, chestii. Gameplay-ul e foarte... se simte foarte bine. Deci, mecanica jocului mă refer, adică e și fluid. Nu mă plâng. Foarte fluid. Da. Deci, ce am văzut eu și știu din că am jucat un pic close beta când ieșise. Un player nu-l omori din prima. Îl pui knock. El mai are șanse să mai și fugă chiar. O 16 secunde sau nu știu câte secunde. Sau 10 secunde, nu mai știu exact. Și trebuie să ajungi la corpul lui. Sau unde l-ai pus knock. Și îl ieși și sugi energia, puterea. Îl strângi de gât, eu știu, îl sugi de gât. Ești un sugiuc în jocul ăsta, cum ar veni. Ia să probăm și noi snipet. Bun, după cum vedeți, Battle Royale, suntem în mijlocul zonei, pe case, pe clădiri, pe aia. Ce să spun? Joc cu mouse, tastatură, din păcate că... Na, mai stau. Că știu că se poate juca și cu joystick. Poți să intri la Steam, acolo la opțiuni și ți alegi joystick-ul. Ce e asta, frate? Azi joc cu sugiucul ăsta, l-alt. Ok. Nu știu prea multe să vă spun, bănuiesc că unii știți mai multe, puteți să lăsați niște comentarii acolo, da? Un like dacă apreciați, un subscribe dacă vreți, un dislike scrieți, numai că nu-l văd, da? Când vrei să dai dislike, scrie, da? Ca să pot să-ți dau și un ban, știi cum zic, la nume. Dar nu asta e chestia, dați ce vreți voi băieții mei, dar să văd și eu. Asta pare să fie bar, mă, frate, sau barul, mă, frate, din... Bă, ești nebun, da? SG se numește aici. Fluiditate grafică, nu ne plângem. Am de gând să-l descarc și pe PlayStation 5 ca să pot să fac o comparație, să-mi fac mie pentru mine singur, da? O comparație între versiunea de PC și cum se mișcă aici și cum se mișcă și pe noua consolă, da? Că de ce nu? Da, mai pierdem un pic timp pe aici pe căsuțele astea. Așa, văd că se agață ca un paianjen. Avem și Spider-Man, avem și putere, avem... Suntem și vampiri și... Ok. Opa. Se dă de undeva focuri, ia să vedem și noi dacă ne băgăm în seamă sau nu. Oh. Nu știu, soldați, scaiuri care se bat, bănesc că unul a făcut vobelea.
Da, dai pe aici, pune. Opa. Mamă, ce m-a speriat, dar eu ăsta, mă. He? Dar de când până când se vede un vampir în oglindă, mă? Băi, ești pișat? Păcat, frate, botezatule, dacă reușeai. Ce avem aici, un kiloc? Am avut un kiloc, că m-am auzit ăla de... Shotgun-ul, văd că e belea în joc. Ok. A doua șansă avem, după cum se vede. Nu știu dacă era în beta... Așa ceva. Dar e bine că au făcut chestia asta. Avem un kill totuși. Hai, ce să faci, că vine după tine, de... cu shotgun-urile pe alea. Da, băieți, ăsta e jocul. Voiam numai să fac un videoclip, na, o să, cred că o să-l joc și eu un pic mai mult. Să spuneți dacă jucați acest joc și să spuneți ce notă dați jocului. Eu, na, am încercat și eu să văd cum e chestia. Noi, nu e ușor, dar na, e mișto ca mișcare așa, mi se pare ceva fain. Cred că o să-l joc mai mult un pic, hai, vă las și nu uitați acolo un comentariu, chestia o șmecherie dacă doriți, dacă nu, o sâmbătă plăcută, băieți, vă pup!